numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Festivitatea noului anul școlar, prima zi de școală, cu mare emoție și bucurie, anul școlar 2016-2017. Ca orice activitate, începem în numele Lui Dumnezeu cu această Sfântă Liturghie, drept pentru care salut prezența în mijlocul nostru a Părintelui Tedeșor de Ofier, Ministrul Provincial, al fraților din Nord-Comentoar, Provincia Sfântului Sfânt din România, bine ați venit, Părinte, în mijlocul nostru. Salut! Mai departe, prezența Părintelui Guardian a Catrinei Ștefan, în stânga Părintelui Teofil. În dreapta, salut prezența Părintelui Rector, Bălha Marius. Salut prezența Părintelui Decan al Facultății de Teologie, Maximilian Pan. Salut prezența părinților formatori, Dăscă Mihai Burlacu Alin, care este Părinte nou, Părinte foarte formativ la ziceul nostru. Părintele Codrio Sebastian, Părintele Martin și pe toți cei care sunteți prezenți la această Sfântă Liturghie. În speță, salut pe doamna Cristina Prăjescu, economist din cadrul primăriei municipiului Roman, care reprezintă pe domnul primar, profesor doamna Laurențiu Leoprea, de la Dumnezeu nostru. Salut, domnișoarele, doamnele, domnii profesori care au venit la festivitatea de început, de nou an școlar. Salut cu bucurie bobocii, da? Clasa nouă de la teologie, clasa nouă de la pedagogie, care au pășit, nu pentru prima dată, prin această instituție, adică încep cu adevărat acest an școlar. Salut și ceilalți elevi din clasele a 10-a teologie, pedagogie, clasa 11 și clasa 12-a. Salut pe părinții care au însoțit copiii, pe toți invitații. În ultimul rând, salut și echipa televiziunii Roman, de 24 Roman online, care transmite direct online această Sfântă Liturghie. De aceea, rog pe Părintele Provincial să prezideze această Sfântă Liturghie și împreună să încurunăm, să transmitem și să participăm la această Sfântă Liturghie pentru a primi de la Dumnezeu harurile și darurile necesare de a avea rezultate dintre cele mai bune în acest an școlar. La începutul Sfintei Liturghii, cu toți ne recunoaștem în fața Lui Dumnezeu greșelile și păcatele noastre, pentru a celebra cum se cuvine Sfintele Taine. Aceasta să spunem, mărturisesc. Lui Dumnezeu, Dumnezeu și o fraților, că am păcătuit prea mult, cu gândul, cuvântul, cu fapta și misiunea. Din inima mea. De aceea, rog pe Sfânta Maria, Curea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții, și pe voi, fraților, ca să rugați pentru mine, Salve.
toată inima, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine veșnește și domnește în Tine cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Doresc din moartea Domnului.
teatru în Capernaum. Un centurion din armata romană avea un sclav la care ținea foarte mult și acesta era bolnav, gata să moară. Centurionul auzise vorbindu-se despre Iisus, de aceea a trimis la el pe câțiva iudei de bază, cu rugămintea să vină și să-l vindece pe sclavul său. Ajuns la Iisus, aceștia l-au rugat cu speruință, spunându-i: merită să îi împlinești cererea, pentru că ține la poporul nostru și el ne-a construit sinagoga. Iisus a mers împreună cu el. Când s-a apropiat de casă, centurionul a trimis la el pe niște prieteni să-i spună: Doamne, nu te ostenii. Eu nu sunt vrednic să intri în casa mea. De aceea nu am îndrăznit să vin eu însumi la tine. Spune numai un cuvânt și servitorul meu se va vindeca. Și eu, care nu sunt decât un subaltern, am ascultat și comanda mea. Unuia îi spun du-te și se duce, altuia vino și vine. Și servitorului meu face asta și face. Auzind aceasta, Iisus l-a admirat, s-a întors și a spus mulțimii care îl urma: vă spun, nici chiar în Israel nu am întâlnit o asemenea credință. Când prietenii pe care i-a trimis centurionul s-au întors acasă, l-au găsit pe slujitori vindecat. Cuvântul Domnului. Astăzi aproape cu desăvârșire.
Poate se naște o întrebare în mintea noastră, cum Biserica se gândește și la aceste aspecte și încă cum? Un alt pasaj, la numărul 2. Aceasta nu are în vedere numai maturizarea persoanei umane despre care s-a vorbit mai sus, ci urmărește în principal ca cei botezați, fiind inițiați treptat în cunoașterea misterelor mântuirii, să devină din zi în zi mai conștienți de darul credinței pe care l-au primit, să învețe la dora pe Dumnezeu Tatăl în spirit și adevăr, în primul rând prin cultul liturgic, să fie formați pentru a-și trăi viața proprie după omul cel nou, în dreptatea și sfințenia adevărului și astfel să ajungă la omul desăvârșit, la vârsta plinătății lui Hristos. Am încheiat citatele. Și acum, cu aceste gânduri educative, introductive, doresc să trec la Cuvântul lui Dumnezeu din Evanghelie, care să ne fie călăuză în acest an pe care îl începem astăzi, în prezența și cu binecuvântarea Domnului, luminați fiind de darurile Duhului Sfânt. Tema centrală a Evangheliei de astăzi este, după cum poate ați remarcat, credința. Și să vedem de unde vine această credință pe care Iisus o laudă în persoana centurionului. Și dacă vă mai amintiți, mai laudă o persoană. Nu era din tribul lui Levi sau din cel al iudeilor, ci din trepăgând. Centurionul roman era păgân, sau femeia ce venea din părțile Tirului și Sidonului. Era tot păgân. Și Iisus laudă credința acestor doi. Nici credința apostolilor laudă Iisus sau altui concetățean al său, cum laudă credința acestor două persoane. Am auzit textul, este foarte clar. Este unica minune din Evanghelia lui Luca, înfăptuită în absența lui Iisus. Cunoaștem că Iisus vindeca sau făcea minuni în prezența persoanelor. Punea mâna, îi punea mâinile, sau printr-un cuvânt, sau prin diferite gesturi, când lua pământ, tină și atingea persoanele bolnave. Este o minune făcută din credința în cuvânt. Azi avem o problemă în acest sens, a credinței, a crede în cuvânt. Gândindu-mă la acest aspect al credinței, ea vine din cuvânt, cum spune Sfântul Paul, din cele auzite. O persoană care crede în cuvântul altei persoane, încrederea în cuvânt este baza oricărei relații umane posibile. Imaginați-vă astăzi că nu vă puteți încrede în cuvântul spus de soțul dumneavoastră, de soția dumneavoastră, de profesor, de formator, de preot, de elev. Și lipsa, și lista poate continua. Vă spun, este imposibil de trăit. Pentru că în cele din urmă se trăiește într-o continuă minciună. Ne mințim unul pe celălalt atunci când în spatele cuvântului stă un neadevăr. O minciună. Imaginați-vă că mergi la cumpărături unde ești mințit atunci când cumperi un produs. Ori dacă e să ne referim la discursurile demagogice ale persoanelor suspuse. Și dacă acel cuvânt este fals, într-adevăr este rău cel mai mare care poate exista. Nu mai fost de cuvânt, am spune eu. Și asta e grav, foarte grav. Nu mai există nicio relație de încredere. Se cade într-un joc de minciună și de neîncredere unul față de celălalt. V-ați imaginat vreodată să trăiți într-o lume unde toți mint? Ar fi un dezastru. E o viață distrusă. O comuniune fără sens. Cu toate că la originea oricărui rău ar sta minciuna, ne spune Biblia. Diavolul o minte pe Eva că va fi ca Dumnezeu. Dacă va mânca din pomul oprit. Dacă noi am fi stăpânii cuvintelor, adică să spunem ceea ce stă cu adevărat în cuvântul rostit, s-ar schimba cu adevărat fața lumii. Acum poate ne dăm seama cât de importantă este încrederea în cuvânt.
care să fie de încredere și care să producă acel efect ce stă în substanța lui și pentru care a fost rostit. Și cuvântul lui Dumnezeu este de încredere și produce ceea ce este Dumnezeu. Deoarece cuvântul, dacă este adevărat, nu este altceva decât comunicare, comuniune și dăruire de sine. Fac ceea ce spun. Este așa cum am spus. E mare lucru. Fraților, să fim sinceri. Numai pentru acest aspect, noi vom fi oameni mari. Vom fi educați. Când eram în seminar, am învățat și eu acest lucru de la formatorii mei, de la profesorii mei, de la părinții mei. Însă, dacă vorbesc sau vorbim de sinceritate, să fiu sincer, nu am reușit mereu. Dar întotdeauna am avut acest cel ideal, să fiu sincer. Am o întrebare și pentru voi, dragi elevi, eleve, dragi seminariști. Aici intră și copiatul. Să nu vă gândiți din prima zi de școală la furat, la copiat. Cuvântul scris sau rostit cu sinceritate, acela e. Ești la școală, trebuie să studiezi, trebuie să înveți. Nu vii la școală, scuzați-mă, ca să furi. Veniți la școală ca să învățați să furați? Spuneți. Nu. Vă repet, vă spun de pe amvăl, de altar. Nu. Venim la școală să ne educăm. Dacă nu ești educat în acest sens, școala te va educa. Cuvântul Domnului îți va sta alături. Și te va educa. Dacă unul îți vorbește în adevăr, în realitate, se comunică pe sine însuși ceea ce el este, ceea ce are în el însuși. Pentru aceasta, Domnul este cuvântul care s-a făcut trup. Cine are încredere în cuvântul lui Dumnezeu, are aceeași putere a cuvântului lui Dumnezeu. Dacă aveți credință, cât un grău de muștar, puteți spune acestui munte sau acestui copac, aruncă-te în mare, dezrădăcinează-te și plantează-te în mare, spune Iisus. Și așa se va întâmpla. Episodul din Evanghelia de astăzi începe cu un servitor care este pe moarte și se încheie cu servitorul care este vindecat, însănătoșit. Cuvântul în grecește este slujitor. Aici e tradus prin sclav. Cine este acest sclav? În mod normal, fiecare om. De când se naște, are o boală incurabilă care se numește moartea. Unica boală de acest gen. Iar omul este, sau ar trebui să fie conștient de acest lucru. Și stă cu gândul că într-o zi, pentru el totul se va sfârși în această lume. Și toată viața este sclavă în fricii și al morții și tot ceea ce îl face. Deci, și toată religia, toată știința, filozofia, tehnica, toate acestea vor dispărea. Ce rămâne? Faptele tale bune, virtuțile tale, îndeosebite cea de viață. A speranței și a dragostei. Dintre acestea trei, noi suntem Paul, rămâne doar una. Nu avem nevoie de credință și speranță doar aici, pe pământ. Dincolo, doar dragostea. Cea mai mare dintre toate este dragostea. Să ne educăm și la această virtute, acest aspect. Așadar, omul este unica ființă conștientă că va muri. Și nimeni nu scapă de aceasta. Deci suntem toți slujitori. Aici se vorbește despre un slujitor, a unui centurion roman, păgân, repet. De ce trebuie să se vorbească de credința unui păgân? Printre altele, ce vindecă slujitorul este credința celuilalt. Deci slujitorul centurionului este vindecat datorită credinței centurionului. Așa cum noi toți am fost vindecați de sau mântuiți, salvați de credința lui Iisus, de voința lui, de dragostea, iubirea, caritatea. În mod substanțial. Acum urmează întrebarea. De unde începe credința? Începe din conștiința că suntem muritori. Din conștiința limitei, a nevoii, a necesității. Când unul se simte limitat, ce face? Atunci se roagă să-i meargă bine. De exemplu,
pentru un examen, veniți în capelă sau vă rugați pe drum la Sfinț, la Sfântul Anton, la Sfântul Iosif de Copertino, ajutorul studenților, al elevilor, ca să depășiți o problemă de viață sau să luați o notă mare la examen. Să nu vă rugați să curați, să nu vă vadă profesorul atunci când copiați. Și probleme care depășesc condiția umană pentru că e limitată. Iar pentru aceasta ea cere ajutorul ca în cazul centurionului. Deci centurionul este în fața unei realități ce îl depășește. Și se adresează unuia care crede el că îl poate ajuta. A auzit despre Iisus. El nu poate vindeca slujitorul. Dar nu să vină la mine acasă. Pentru că prin cuvântul lui, el îmi poate vindeca slujitorul. Așa cum eu, centurion, vin, am în subordine cu ostași, soldați și le spun fă asta și ei fac. Însă, tocmai în această limită stă demnitatea noastră. Avea conștiința că suntem limitați, nevoiași. Iar asta nu trebuie să ne facă să ne închidem, să ne rușinăm, ci să ne deschidem față de celălalt. Să cerem ajutor, din păcate, astăzi. Majoritatea suferă de sindromul autosuficienței. Și nu mai cere ajutor. Nu că nu ar avea nevoie, dar nu vor să pară că ei sunt limitați. Să se descopere că sunt slabi și neputincioși. Doar cerșetorii nesinceri mai cer în ghilimele ajutor. Restul trăiesc în neputința lor și în frustrarea că nu pot fi liberi în a cere ajutor. Fraților, toți avem nevoie de ajutor. Ne realizăm prin celălalt. Noi ne realizăm în Iisus Hristos. Predestinarea noastră. Nu există altă predestinare decât în Hristos. Atât. Să avem credința în El. Că El ne va mântui și ne va realiza. Și Iisus a cerut ajutorul pentru a ne fi exemplu. Vă amintiți de expresia dăm să beau? Când rostește Iisus această expresie? Dăm să beau. De cere samaritenul. Sau apostolul după înviere. Aveți ceva de mâncare? Sau Indere, când simă din Cirenei, îl ajută să poarte crucea? Sau când Iisus era pe cruce și spune, mi-e sete. Mi-e sete. Cere ajutorul. Era la nevoie. E uman să cere ajutorul. Cel care cere ajutorul, dă-i. Nu întoarce spatele fratelui tău. De aceea, poate Domnul îi va judeca aspru pe cei care nu oferă ajutorul celor care îl cer cu sinceritate. Dragi elevi, dragi seminariști, dragi elevi, v-ați venit la această școală să cereți ajutorul în a vă educa. Stimați profesori și formatori, sunteți în mijlocul lor să-i ajutați să crească în umanitate, spiritualitate și, de ce nu, în credință. Spuneți-le numai un cuvânt bun și inima lor se va tămădui, ființa lor se va vindeca. Numai că acest cuvânt bun trebuie să-l rostiți de mai multe ori. Cunoașteți aceasta din experiență, din anii dumneavoastră de catedră. Nu ajunge să spui odată. Sau cine are copii, nu ajunge să spui odată copilului. Vezi că acolo frige, nu pune mâna, frige. Nu înțelegi. Poți să-i spui de 10 de ori, până ce nu pune el mâna. Ca Toma, când voia să pună mâna cu asta lui Iisus, să vadă dacă e el sau nu e el, a înviat sau nu a înviat. Până nu se frige, nu înțelegi. Și asta este experiență. Dar nu este experiență dacă nu te schimbă. Deci să nu mai pui mâna. Dacă tu ai pus mâna, ai văzut că te-a prins, te-ai lovit, mai pui încă o dată, trebuie să mergi la o altă școală. Fraților, primul nivel al credinței este necesitatea, conștiința că suntem limitați. Dacă unul are delirul autoputerniciei, autosuficienței, nu poate avea credință, pentru că el se crede Deus intern, adică Dumnezeu pe pământ. Ați întâlnit astfel de oameni? Nu întreb dacă ați auzit sau citit despre ei, ci dacă ați trăit ei. Dacă da, atunci știți
despre ce vorbesc. În acest caz, pot spune că astfel de oameni au credință? Nu. Dar nici umanitate. Pentru că ei se cred etern, nemuritor. Și nu conștientizează că o pură răceală îi pot doborâ. De multe ori, unii oameni se cred voievoz, Ștefan cel Mare, de exemplu. Dar nu-și dau seama că un simplu virus invizibil, care se vede doar cu ajutorul microscopului, te poate da jos de pe tronul tău, de nisip, de hub, de lut, pământ. Și acolo te vei întoarce, pământ. Ei cred doar în ei înșiși. Să nu vă formați așa. Nu părinte îți spune, Doamne ferește. Dar fiți atenți că și Lucifer și Adam au căzut în ispită care voiau să fie nu ca Dumnezeu, ci în locul lui Dumnezeu. Și ca Dumnezeu, dar și în locul lui Dumnezeu. Nu este. Atenție mare, pentru că tentațiile sunt la tot pasul. Acestea pot veni din familiile voastre, din societate, din școală, cu tot felul de ideologii. Priviți în vest. Și nu numai. Valul vine și spre noi. E ca un adevărat tsunami. Teorii de tip gender, căsători între persoane de același sex, eliminarea răstignitului din școli, a educației religioase, a orei de religie. Dar cred că unele din acestea sunt dezbătute și în țara noastră. Provocări vin de peste tot. Astăzi ne pasc pericole de tot felul și în toate domeniile uman, religios și social. Revenind la episodul din Evanghelie, nu vreau să vă obosesc, dar fiind început de an școlar, țin să cred că sunteți odihniți. După 3 luni de zile și vreau să fie și un exercițiu pentru restul anului. Trebuie să aveți răbdare, frate. Răbdare. Cu răbdare se trece mare. Este bine de observat limbajul pe care îl folosește centurionul în legătură cu slujitorul său. Spune evanghelistul, citez, la care ținea mult, am traduce noi, pe care îl iubea. Îi era drag. Acesta este un alt aspect pentru care noi, cei responsabili de cei pe care Domnul ne-a credințat, să avem grijă, să ajutăm să crească în virtuți și să fim și să fie bun creștin, dincolo de informațiile pe care trebuie să le dăm elevilor, urmând o programă școlară. Pentru că, să fim sinceri, astăzi, unii dintre voi vin cu mare lipsuri de acasă. Sunt boluri, sunt răni pe care voi le aveți în sufletul vostru. Acestea se pot cicatriza educându-vă, dorindu-vă să creșteți, să lăsați trecut, cum spune Sfântul Paul. Lăs cele din urma mea și cu ochii la țintă continui alergare. Așa să faceți și voi. Nimeni nu este perfect. Venim și avem probleme. Țineți capul sus, nu vă uitați înapoi, mergeți înainte. Însă, fără dragoste nu putem, nu ne putem implica din toată inima. Fără să iubim, nu putem face educație. Putem cuenta, dar o educație lipsită de viață e pură informație. Fără seră, fără limbă. Iar aceasta poate duce spre uscare, spre secare, la moarte. Este mentalitatea să ne dăruim doar pentru copiii noștri, pentru cei din familia sau neamul nostru. Însă nu conștientizăm faptul că acești fii ai noștri vor sta cu cei pe care poate noi azi îi avem în educație. Și dacă noi nu ne-am dăruit și pentru aceștia e posibil ca fiii dumneavoastră, elevii noștri, să aibă de suferit din cauza aceasta a implicării noastre totale pentru toți. Din școală formăm societate de mâine, mai mult familie de mâine. Așadar, fără favoritisme și prietenii bazate pe interes. Domnul Iisus a murit pentru toți. El face să cadă ploaia și pentru cei buni și pentru cei răi. El face să răsară soarele și pentru cei drepți și pentru cei nedrepți. Să învățăm de la maestru și pedagogul nostru prin excelență pe care voi vreți, consider, cred, că îl urmați, nu veți urma.
Priviți la exemplul centurionului, era păgân, iar slujitorul lui era iudeu, nu ține cont de aceasta. Vrea să-l vindece, pentru că, repet, îl îndrăgea, îl iubea. Centurionul îl iubește pe slujitorul lui, merge dincolo de religie, condiție sau stare. Vă rog să mă iertați, dar în zilele noastre este multă ură. Poate o vedeți și pe în experiența dumneavoastră. O trăiți. Și nu numai între păgâni și creștini sau de altă religie, ci între noi creștini, frații în Hristos. Doamne, te rugăm, iartă-ne pentru acest păcat, căci fratricidul dintre Cain și Abel continuă și în zilele noastre. Nu acceptăm diversitatea ca celălalt să fie altfel. Nu acceptăm ca el să gândească altfel. Nu accept. Și pentru asta se ajunge chiar și la moarte. El împușcă. Să nu mai există. Nu are o problemă, el. Tu ai o problemă. Ok, te-ai enervat, te-ai supărat, dar tu de ce te enervezi? De ce te superi? Ai și tu durarea ta. Împușcă țărat. E dificil astăzi. E dificilă comunicarea de-a lor. Comuniunea, unitatea. Cred că munca cea mai mare în educație e de a spune, e de a se pune această diversitate, această diferență împreună. Nu mă refer numai la țara noastră sau la Europa, ci la întreaga lume. Sunt daruri, sunt carisme pe care Domnul le-a lăsat printre noi. Să fim deschiși spre celălalt, spre dialog și, în primul rând, spre a cere ajutorul celuilalt și să ne lăsăm ajutați asemenea centurionului din Evanghelie și după modelul Mântuitorului. Vă cer iertare dacă am fost și sunt prea lung, însă mai am un aneriat și închei. În concluzie, gândul meu, dragi seminariști, dragi elevi, dragi profesori și formatori, la început de an școlar, vreau să vă adresez un cuvânt de îmbărbătare și încurajare. Trei aspecte. 1. Dacă nu ați terminat, dacă nu ai terminat, termin. Primul aspect. Dacă o să mă explic. Dacă te simți stresat, relaxează-te. Al doilea aspect. Dacă vrei să te educi, alege. Textul. Voi care ați început o școală, vă îndemn să o absolviți. Atenție! Cei de clasa 9. La voi tentațiile sunt mult mai mari. După o săptămână, două sau o lună, vreți să renunțați. Nu vă spun. Și vă rog, dragi profesori, promotori, încurajați-i să continui. În tot acest drum intervin dificultăți, precum oboseala, crizele, stresul, mai cu seamă, și pentru asta vă îndemn să vă relaxați printr-un hobby sănătos. Dar nu o somn odihnit. Iar dacă vrei cu adevărat să fii educat, explicați la al treilea aspect, că vrei să fii educat, alege, este necesar să alegi, să faci un discernământ. Pentru a te educa, trebuie să alegi. Este necesar să alegi. Să faci discernământ continuu între urât și frumos, între bun și rău, sau de la bine, la mai bine. Noi alegem între bine și rău. No. Excelsior. Mai mult. Spre înălțim, spre cul. De la bine, la mai bine. La mai rău sau la mai prost. Sau alegem dintre uman și spiritual. Adică dintre păcat, mai tare, care te duce și păcat, între păcat și virtute. Unde o serie să alegeți virtutea credinței, dragoste, a speranță. Și închei să cerem de la Domnul la începutul acestui an școlar să avem dragoste pentru celălalt și pentru misiune, pentru educația, slujirea credințată nouă de Domnul, spre binele comun și fiecăruia dintre noi. Pentru sfințirea fiecăruia dintre noi și să ne rugăm ca Sfântul Petru. Vă mai amintiți cum se ruga Sfântul Petru? Doamne, învață-ne să ne rugăm, Doamne, sporește credința noastră.
sau parafrazând, Doamne, sporește și credința noastră. Amin. Mult succes tuturor! Lăudați să fie Iisus și Maria! Fraților prea iubiți, să ne rugăm Tatălui veșnic și să-i cerem prin Hristos, Fiul Său născut, tot darul și binecuvântarea în Duhul Sfânt pentru toți elevii și studenții, învățătorii și profesori. Revanță în inimile seminariștilor și elevilor noștri, darul înțelepciunii și al științei. Să ne rugăm.
mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernic. Aduce aminte, Doamne, de biserica ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în
Te rugăm mai mult de noi toți, pentru că împreună cu fericirea născătoare de Dumnezeu, Fecioară Maria, cu fericiții apostoli, cu Sfântul Francis din Asizi și cu toți Sfinții pe care din veci ai iubit, să ne îmbrădicim atât de viața cea veșnică, să te lăudăm și să te preamărim, prin Iisus Hristos, Fiul tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tatăl Totului, înmuire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor.
Binele, adevărul, munca și responsabilitatea.
Ne mândrim cu elevii romașcan care ne-au reprezentat cu cinste la concursul și olimpiada școlară. Ne mândrim și cu dascălii care și-au demonstrat valoarea cu fiecare generație pe care au instruit-o. Nu există, cred, componentă mai eficientă într-un proces formativ reușit decât capacitatea de a stârni și de a întreține setea de cunoaștere. Dragi părinți, vă rugăm să ne sprijiniți în realizarea unui parteneriat școală-familie, din care vor avea de câștigat copiii dumneavoastră. Doresc să vă credințez că în acest an de sfânt sprijiniți de administrația publică locală demersul de modelare a caracterelor tinere și în actul didactic. Stimați profesori, dragi elevi, vă doresc un an bun în care succesul să fie cu luna eforturilor dumneavoastră. Să țineți minte cuvintele lui Nicolae Iorga. Învățătura trebuie să fie uneori un drum și întotdeauna un orizont. Acestea fiind spuse, declar deschis anul școlar 2016-2017, semnat primarul al municipiului Roma, profesor Laurențiu Vladu Brăunel. Partea primăriei, pentru unitatea școlară, oferă un trusou cu rechizite pentru doi elevi, un elev de la teologie și unul de la pedagogie, din partea primăriei, de pentru care îi mulțumim. Invit aici pe eleva Angel Erica Veronica, de la clasa 10-a-B, în care îi comandăm acest trusou. Și de la teologie, elevul mulțumesc încă o dată, domnului instituției, domnului misiunului nostru, primăriei, domnului primar, pentru că ne-a fost alături și ne este, va fi alături în continuare în tot ceea ce ne întreprinde la nivel educațional și formativ al copiilor și mulțumesc în speță doamnei Cristina Pujescu, economist șef al primăriei, care este și reprezentant al locului primar, în particular administrația de instituții noastre. Vă mulțumesc în suflet. Acum dau cuvântul Poliția Rodieră din Roma, domnul Jordi, o să ne spună un cuvânt la ce nu vreau școala. Vă rog. Bună ziua! Vreau să vă respect pentru invitația dumneavoastră, cadrele școlii, pentru duceți, părinți, elevi, nu în ultimul rând, dumneavoastră, sunteți sportivul pentru care ne-am întâlnat astăzi, din partea Poliției Rodiere, compartimentul prevenire. Vă dorim un an bun, cu succese, cu realizări, să duceți mai departe numele școlii, a orașului și, în ultimul rând, al dumneavoastră. Și un nou hotărâri implicării dumneavoastră în accidente rutiere. Datorită unei bune colaborări cu cadre și cu mulți elevi care mă cunosc, dacă nu mă cunosc, mă prezint, acest șef poliție, cum mă numesc, Poliția Rutieră, care am colaborat și o să colaborăm în continuare împreună cu domnul director. Cu orice organizare de evenimente pe această linie, domnul director mă cunoaște, schimbăm anumite prese, cuvinte. Vă rog să mă informați orice. Eu fac legătura între Ministerul de Interne și dumneavoastră, ca profesor al acestei unități, pentru copiii pe care le prezentăm. Vă mulțumesc pentru atenție, n-am plăcut și duceți mai departe ce ați învățat. Un an bun. Mulțumesc pentru atenție. Inspectoratul
cadrelor didactice, părinților și elevilor, un an cu sănătate, plin de roade, să aveți putere de muncă și la sfârșit să punem, să culegem ceea ce am semănat și mulțumesc, deși ar fi mult de citit din partea domnului inspector școlar general, dar nu mai dau citire pentru că lucrează prea mult și mulțumesc pentru acest lucru, pentru mesajul transmis. Din partea noastră, adică la echipe formative, a părinților prezenți aici, transmit tuturor elevilor și eu, mă asociez mesajele transmise până acum, multă sănătate, tot anul școlar, sper să fie o sărbătoare, pentru că asta este o sărbătoare, iar la învățare, mi-e important, trebuie să fie, într-adevăr, o sărbătoare. Fără Dumnezeu nu putem face nimic de ceea ce după ajutorul și binecuvântarea sa, pentru a ne fi alături să avem o bună reușită. Să ne educăm, să ne formăm, da? Să aveți voința, puterea de a învăța, de a urma și a avea rezultate. În cei 4 ani de zile, veți sta la liceu, la seminar, vă veți forma atât cei de la biologie, cât și cei de la pedagogie. Mai târziu vă veți aminti de aceste zile minunate, de acești ani care i-ați petrecut și, într-adevăr, să vă fie de folos. Doresc profesorilor multă sănătate. Într-adevăr, atât profesorii cât și formatorii sunt niște șlefuitori de mărgăritare, pe care, după un timp, o să ne uităm la frumusețea acestor mărgăritare, care vor lumina și ne vom bucura mai târziu de munca noastră, dragi profesori. Vă doresc multă sănătate, spor și putere de activitate pe care dumneavoastră vă desfășurați și vă desfășurați împreună. Să avem numai rezultate dintre cele mai bune și cele lui Dumnezeu asistența, prezența și binecuvântarea sa asupra fiecare dintre noi. Nu în ultimul rând, aduc într-un cu aceasta, mulțumesc un rând de mulțumire și prețuire Părintelui Provincial, că a fost în mijlocul nostru, este alături de noi, în toate diverse, mai ales la început de an școlar și în diferite ocazii, dar în rugăciunea sa, cu siguranță, ne amintește de fiecare dintre noi. Mulțumesc în aceeași timp. Părintelui Rector, Marius, Părintelui Guardian, Ștefan, Părintelui Decan, Maximilian, fraților mei din echipa formativă. Vă mulțumesc dumneavoastră pentru prezența, pentru spiritul de care ați dat dovadă de a fi și a trăi aceste momente unice emoționante la acest model al școlarii. Țin să precizez, la clasa 9A, la teologie, dirigintele este doamna profesor domnul Angela. La clasa 9B, la pedagogie, dirigintele este doamna profesor Cărjan Maria. După 10-15 minute, o să merg eu personal în rolul diriginții la Colegiul Tehnic Mirocostin, unde avem sările pentru pedagogie. De aceea, cei de la pedagogie, vă rog să aveți un pic de răbdare pe Sfânta Liturghie și mergem împreună acolo pentru a preva sările de clasă împreună cu diriginții și a comunica diferite aspecte. Ceilalți, la fel, după 50 minute, vă veți întâlni cu diriginții, vă vor da manuale, vă va comunica oralul și tot ceea ce e de comunicat pentru desfășurarea actului educațional în zilele ce urmează. De aceea vă mulțumesc încă o dată și Dumnezeu să vă binecuvânteze pentru a avea la valoare dintre cele mai bune, să vă binecuvânteze cu harurile sale pe care cu toții avem nevoie. Lăudați să fie Iisus și Maria. Să facem carieră în aceasta, ci este Dumnezeu.
suntem toți în aceeași barcă, însă să nu ne lipsească timonul, cârma, care este credința în Dumnezeu. El să ne fie căruză, pe întreg anul școlar 2016-2017. Și în procesul nostru, sau al vostru formativ, în toate proiectele personale, comunitare, pe clasă și la nivel de școală, să nu uitați de Dumnezeu. Și asta să nu se întâmple doar în ziua pregătoare sau în ziua examenelor, ci în fiecare zi. Vă rog și vă roagă și Iisus, Maestru și Pedagogul vostru, rugați-vă neîncetat. Domnul să fie cu voi!